Eu știu că în generația voastră voi încercați să vă feriți în prietenie, în logonă, de relația intimă. Dar, pentru că voi nu înțelegeți suficient de bine ce înseamnă să-ți gestionezi sexualitatea, voi credeți că numai folosirea organelor sexuale de la băiat și de la fată înseamnă sex. Dar sexul oral sau anal nu înseamnă sex. Și... Multe fete creștine și mulți băieți creștini fac treaba asta. Să nu mai vorbesc despre anumite platforme online pe care, în care există tot felul de jocuri erotice. Ascultați-mă! Biblia vorbește despre adulter. Adulter înseamnă să ai relație intimă cu o fată, o femeie cu care nu ești căsătorit, indiferent dacă mâine te vei căsători sau peste 5 minute. O persoană care nu ți este soție sau soție sau soț și te culci cu ea, ăla se numește adulter. Iar adulterul este un păcat foarte grav. Este grav prin dependența care o creează. Biblia ne spune că diferența dintre el și alte păcate este pentru faptul că e un păcat în trup. Nu am timp acum și nici n-ar avea rost să, vă, să, să încerc să vă explic, dar vreau acum să mă mut la o altă categorie de păcate. Biblia vorbește în Romani, în capitolul 1, despre păcate scârboase. Vreți să vă spun ceva ce o să vă șocheze? Adulterul nu este un păcat scârbos. Adică, frate Luigi, vrei să-mi spui că e ceva mai urât decât adulterul încât să fie numit păcat scârbos? Da, asta vreau să spun. Știi care sunt păcatele scârboase? Perversiunile orice perversiune este un păcat scârbos. Cea mai gravă calitate a păcatului este sau sunt păcate. Sunt perversiunile. Asta înseamnă relații intime folosind alte părți din trupul tău în afară de organele sexuale cu care Dumnezeu te-a dotat pe tine ca fată și pe tine ca băiat. Citiți romanul nu când ajungeți acasă, că nu vreau să întind mult și să abuzez de răbdarea, de amabilitatea voastră nici de a slujitorilor bisericii, însă ascultați-mă, perversiunile, citiți romanul nu încă o dată, perversiunile sunt păcate scârboase. Adulterul, cât e el de grav, nu este încadrat la păcate scârboase. Fete și băieți, iertați-mi îndrăzneala, Dumnezeu v-a dat o gură să mâncați și să vorbiți. Dumnezeu v-a dat un nas să mirosiți și să vă curgă nasul. Și pot să înșir o grămadă de exemple, dar e ridicol. Și Dumnezeu v-a dat vouă un, un organ sexual și vouă la fel, când vă veți căsători în exclusivitate pe acestea trebuie să le folosiți. Restul sunt perversiuni sunt păcate mai grave decât adulterul. Citiți în Romani, în capitolul 1 și veți înțelege ce vreau să vă spun. Uitați-vă în lumea de afară și o să constatați că tocmai asta se promovează. Nu le mai trebuie relații intimă între băiat și fată, asta este floare la urechi. Le trebuie băiat plus băiat, fată plus fată, băiat plus fete și băieți, fată plus fete și băieți, câini, animale, copii, bătrâni, morți, toate astea sunt lucruri scârboase. Toate guvernele lumii promovează și protejează această scârboșenie. De ce? Pentru că Anticrist se apropie și vrea să aibă foarte multe victime. Gestionați-vă sexualitatea, este cel mai greu lucru, mai ales pentru un bărbat, al cărui sistem endocrin hormonal este dotat cu capacitatea de inițiativă. Noi inițiem prietenia, logodna, căsătoria și actul intim. De aceea avem substanțe care ne dau viteza asta de reacție a inițiativei. Tu începi. Ei, din pricina asta tu vei fi ispitit să te uiți după, după fundul fetelor. După al nevestei tale, când te vei căsători, nu te vei mai uita decât într-o lună de zile. Restul nu. Te vei uita după altele, pentru că nou te impresionează. Îți cumperi un Mercedes și după o lună de zile nu mai are valoare. Îți pare rău că nu ți luat bmw -ul. Băieți, ascultați-mă! Dezvoltați-vă capacitatea să nu vă mai uitați după fete. Prima privire este ca să nu te împiedici, dar a doua privire devine păcătoasă. Opriți-vă gândul, folosiți înlocuirea, nu înlăturarea. Asta înseamnă că înlocuiești gândul care îți vine în minte să o privești și să îți imaginezi păcatul. Nu intenția de a înlătura păcatul din minte. Dacă tragi de un pom, să-l scoți din rădăcină, el se va, își va întări rădăcinile. Nu să-ți poți scoate gândul din minte că este împotriva felului în care ai fost conceput. Dar înlocuiește-l. Adică în timp ce te uiți și ți se, îți vine în minte treaba asta și îți vine în continuare să poftești și să-ți imaginezi păcatul, mută-ți gândul, înlocuiește obiectul asupra căruia te concentrezi cu altceva. Eu personal, da, îți dau numai exemplu, îmi imaginez crucea lui Iisus, cum stă acolo plin de sânge, cum îi picură sânge din el și cum oamenii aia urlă ca niște nebuni. Și mă concentrez la poza asta care pentru mine este impresionantă. Și în timp ce mă focalizez pe poză, pur și simplu, deși Imaginea la fata aia este în minte, dar trece în zona inconștientă, de fapt subconștientă. Și atunci eu mă concentrez pe altceva și mă defocalizez. Hormonii se întorc la loc în păcărelele lor și eu am scăpat cu viața. Exersează în doi ani de zile, vei face lucrul ăsta destul de ușor. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze cu maturitate și cu responsabilitate. Eu știu că sunteți tineri și aveți tendința să amâna și să vă jucați. Băieți, puteți mori în orice moment. Băieți, harul lui Dumnezeu într-o zi se va opri. Nu o să găsiți o fată serioasă dacă sunteți niște derbedei. O fată serioasă caută un băiat serios. Nu vă căsătoriți cu fete cu fundul mare. Iertați-mi îndrăzneala, căsătoriți-vă cu fete credincioase. Nu umblați după Madonna, ci umblați după o fată care o să vă respecte. Fetelor, nu vă uitați după bani și după influență și după prostii, căutați un bărbat care să vă conducă cu iubire, un bărbat care să facă din voi prințesa, regina vieții lui. Căutați un băiat care își respectă oamenii din jur. Dacă el nu-i respectă pe oamenii din jur, cum crezi tu că te va respecta pe tine? Că doar un cap are, cu ăla respectă și pe ea și pe ea. Dacă nu respectă pe unii, nu respectă nici pe alții. Tu crezi că eu pot fi nevăzător la intersecția asta și la cealaltă încep să văd? Ori sunt orb, ori sunt văzător.